Dumnezeu a mărturisit despre David spunând următoarele cuvinte: L-am găsit pe David, un om după inima mea, care va împlini toată voia mea. Fapte 13:22. Saul fusese prima alegere a lui Dumnezeu ca rege al lui Israel, dar Saul a eșuat în ambele încercări trimise de Dumnezeu, prin nerăbdare, 1 Samuel 13, și neascultare, 1 Samuel 15. Și așa a luat Dumnezeu împărăția de la el și a dat-o lui David. Dar a fost un drum lung și anevoios pe care David l-a parcurs de la momentul în care a fost uns ca rege până la momentul în care a stat de fapt pe tronul lui Israel. În toți acei ani, el a fost testat de Dumnezeu în numeroase moduri și s-a calificat. Primul lucru pe care îl observăm la David este că Dumnezeu l-a chemat când își îndeplinea cu credincioșie îndatoririle pământești acasă și la locul său de muncă, ca păstor la oi. Și Samuel i-a spus lui Isai, când a venit să ungă pe unul dintre fiii lui Isai, drept rege al lui Israel, la porunca lui Dumnezeu: Aceștia sunt toți copiii tăi? Și el a spus: A rămas cel mai tânăr, David, și iată că îngrijește de oi. 1 Samuel 16:11. Credincioșia de acasă și la locul de muncă este fundamental pentru a-i fi plăcută viața noastră lui Dumnezeu. Iisus nu a chemat niciodată un șomer la slujirea cuvântului. Fiecare apostol, a cărui chemare la slujire este descrisă în Evanghelie, a fost chemat de la locul său de muncă. Tragedia lucrării creștine de astăzi este că marea majoritate a celor care lucrează cu normă întreagă sunt oameni care nu au avut niciodată un loc de muncă laic. Numai acest fapt pune la îndoială dacă Dumnezeu i-a chemat vreodată în lucrarea lui. Dumnezeu acordă o mare importanță credincioșiei în sarcinile obișnuite ale vieții noastre pământești. Aceasta este ceea ce ne califică pentru slujirea lui. Al doilea lucru pe care îl vedem la David este preocuparea sa pentru gloria numelui lui Dumnezeu. Când Goliat sfida armatele lui Israel, nu dorința de aventură ieftină l-a determinat pe David să-l provoace pe Uriaș, ci o preocupare pentru onoarea numelui lui Dumnezeu. Citim că David le-a vorbit bărbaților care stăteau lângă el spunându-le: Ce se va face omului care îl va omorâ pe acest filistean și care va lua ocara de peste Israel? Căci cine este acest filistean netăiat împrejur ca să batjocorească armatele Dumnezeului celui viu? 1 Samuel 17:26. Semnul primar al fiecărui slujitor adevărat al lui Dumnezeu este că cel mai important lucru în gândirea sa este o preocupare pentru gloria numelui lui Dumnezeu. Sfințească-se numele tău este una din primele cereri din rugăciunea sa. Matei 6:9. Orice altceva, confortul și siguranța personală sunt secundare. Acesta este punctul în care Dumnezeu ne testează pe noi toți, în situații diferite. Puțini trec testul. David a fost unul care l-a trecut. Preocuparea pentru onoarea numelui lui Dumnezeu a fost atât de intensă în David, încât o credință puternică a venit în inima lui că Dumnezeu îl va ajuta cu siguranță să-l învingă pe Goliat. Această credință i-a alungat toată frica. Înarmat cu acea credință, el a plecat și a ucis uriașul și a alungat pe dușmanii lui Israel. Dacă am fi la fel de preocupați de gloria numelui lui Dumnezeu ca David, am descoperit, de asemenea, că credința în Dumnezeu alungă orice frică din inimile noastre și că goliații sunt uciși. Pentru că adeseori preocuparea noastră pentru slava lui Dumnezeu este atât de mică, rămânem timizi în loc să mergem cu îndrăzneală înainte prin credință.